Culmea. Povestea Culmea a început acum mulți ani, din nevoia de a folosi și a oferi celor dragi produse cosmetice naturale, făcute din ingrediente de cea mai bună calitate. Atrași de natură, de liniștea și sunetele ei, de calitățile curative ale plantelor puse la uscat în podul bunicii, Florin și Florentina Ioniță au creat Culmea pentru a oferi o alternativă naturală într-o lume plină de chimicale. Motivația mea de a înființa o întreprindere socială constă în mai multe variabile. Prima ar fi că am lucrat în cadrul unei unități protejate și am învățat cât de important este să faci astfel de economie socială. Ulterior am văzut că pot face mai mult în calitate de persoană cu dizabilități și am dorit să merg la nivelul următor, să fiu din angajator. Lucru care până acum cred că mi-a ieșit. Produsele noastre se deosebesc de cele din piață pentru că sunt, cum spunem noi și vorbeam acum câțiva ani înainte de a apărea acest concept, soulmade. Sunt făcute cu suflet, ceea ce înseamnă că corespund acestor exigențe și au o calitate net superioară. O spunem noi și consumatorii noștri. Produsele pe care noi le comercializăm reprezintă un mare avantaj și un pas important să treacă de la produsele convenționale la cele naturale, ba chiar la cele premium. Folosim ingrediente unice în România, cum ar fi uleiul de bumbac, uleiul de cafea pe care noi îl importăm, uleiul de ylang ylang, gradul 1 este cel mai bun ulei din categoria sa. Și pe lângă asta folosim și o apă specială, o apă alcalină și suntem printre puținii producători din România care folosesc această apă. Întreprinderea socială Culmea comercializează produse cosmetice naturale de calitate superioară, prietenoase cu omul, mediul și natura. Aici, în laboratorul Culmea, metodele empirice de odinioară prind viață, păstrând grija și răbdarea, dar adaptând metodele de lucru la cele mai noi tehnologii. Activitatea recentă pe care am avut-o a fost într-un centru de zi al unei asociații filantropice din Galați. Au fost entuziasmați, au primit aromele și tot ce le-am oferit cu mare drag și feedback-ul a fost să mai venim și să le mai arătăm și altă dată alte lucruri. Le-am arătat întâi cum se obține un săpun printr-o metodă mai simplă și partea a doua în care am avut o campanie de informare legate de, prin filmulețe interactive, cum acționează săpunul, cum îndepărtează mirosurile neplăcute bacteriile și chiar am adaptat informația pentru perioada pandemiei, respectiv am pus un filmuleț cum distruge proteina Spike. În cadrul întreprinderii sociale ne dorim pe viitor să continuăm cu campaniile de informare, iar în același timp să oferim în mod gratuit persoanelor din grupurile vulnerabile săpunuri pentru menținerea igienei corporale și pentru o sănătate bună. Fără această finanțare, cu siguranță nu am fi putut să facem afacerea, să o ducem la acest nivel, întrucât nu ne-am fi permis să achiziționăm dotările, să plătim chiria unui spațiu special amenajat, care să permită producția de cosmetice naturale în condiții igienico-sanitare mai mult decât prevăd cerințele legale în vigoare. Mă văd intrând foarte bine pe piață și prinzând o cotă bună în ceea ce targetăm noi în această piață. Având în vedere că e creștere, e loc chiar acum, în aceste condiții de criză în care ni se spune spălați-vă pe mâini, spălați-vă. Ne spălăm pe mâini. Haideți să ne spălăm pe mâini cu produse naturale. Întreprinderea socială Culmea își dorește să vină în sprijinul persoanelor din grupurile vulnerabile, atât prin educarea acestora cu privire la importanța igienei corporale pentru sănătate, dar și prin oferirea produselor necesare.